respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Alba. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bibolar Horațiu Mugur, poftiți. Poftiți aici. Se pregătește domnul Bun Sorin Ioan. Deci domnul Bibolar a început. Deci puneți mâna și pe Biblie și spuneți jur. Jur. Ascultați, domnul. Vă rog, semnați. Domnul Cernușe Marin, se pregătește domnul Chiriac Raul Dumitru. Eugenia Tărămuș și îl invită domnul Dâzu Ioan. Da, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Eu spun că astăzi s-a revenit la o stare de normalitate. Campania electorală s-a încheiat. Eu cred că avem nevoie să unim și nu să dezbinăm. Cred că împreună cu domnul președinte Dumitrăl, cu domnul Cucui și cu restul colegilor, vom face ceea ce trebuie făcut pentru Alba, iar peste 4 ani, cred că vom fi mândri cu toții de ceea ce am făcut. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes! Domnule prefect, domnule președinte, domnule primar al municipiului Alba Iulia, domnilor deputați, domnilor și domnilor consilieri județeni, dragi colegi, este foarte emoționant pentru mine și sunt onorat, datorită votului consilierilor județeni, pot continua astăzi o muncă pe care am început-o alături de domnul președinte Dumitrăl acum 4 ani. Sper ca împreună să luăm cele mai bune decizii pentru județul Alba și cele mai bune hotărâri și propun să am o relație foarte bună cu toți primarii de municipii, orașe și comune din județul Alba. Vă mulțumesc încă o dată și așa să ne ajute Dumnezeu de toată.